De-a lungul anilor am fost întrebat de foarte multe ori ce rezolv dacă mă opun sistemului dorind să repar eu omenirea și să vindec rănile celor de o ființă cu mine. Din păcate niciodată nu am știut ce să răspund, dar ceva acolo în adâncul meu m-a făcut să continui și să lupt cu sistemul așa cum am putut și am știut, bineînțeles, la nivelul meu. Dar astăzi am găsit răspunsul la această întrebare. Exact cum au făcut reformiștii creștinismului din secolele 15 până la chiar 19. Ei împărțeau cuvântul lui Dumnezeu pur, așa cum era în Biblie și nu interpretat părtinitor. Din cauza sau datorită acestui lucru, au murit arși pe rugori în închisori sau ascunzându-se prin peșteri, ei doar împrăștiind prin viu grai sau prin scris împărăția și bunătatea lui Dumnezeu fără a se lupta în alt mod cu regii, împărații și mai ales biserica catolică ce omora oameni pe capete. Aceștia ofereau adevărul și primeau moarte. Exact ca ei trebuie să facem și noi pentru a readuce oamenii pe calea cea bună. Noi nu suntem statul să avem poliția și armata la mâinile și picioarele noastre. Noi avem cuvântul. Așa că vorbiți celor din jurul vostru despre iubire, bunătate, iertare, adevăr, sinceritate și demnitate, iar dacă măcar unul vă va lua exemplul, noi toți suntem câștigați. În acest mod putem să fim tot mai mulți cei care vom dori să schimbăm societatea mai bine, iar într-o zi nu o să mai putem fi ignorați de către conducători. Știți, o furnică e neînsemnată, dar un mușuroi de furnici poate cărea o greutate de 100 de ori mai mare decât masa greutăților însumate. Ei bine, asta rezolv dacă mă opun sistemului cu ajutorul fiecăruia dintre voi. Iar pentru toate astea nu trebuie decât curaj, demnitate, perseverență și onestitate. Vă pup pe suflet!